majoritatea consilierilor locale, adică în unanimitate, declarăm deschis să prezenta ședință. Ședința ordinară a Consiliului Local a fost convocată de primarul comunei Asău, conform dispoziției 129 din 20 aprilie 2023. Cum v-ați obișnuit, pe adresele de mail, dar și numai pe timp, ați avut produsele verbale ale ședințelor anterioare. Pentru ședința din 30 martie 2023, dacă sunt amendamente, supunem la vot procesul verbal al ședinței. Cine este pentru? Ședința extraordinară din 12 aprilie, amendamente. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul domnului președinte ședință pentru a prezenta ordinea. Bună ziua! Înainte de, de a da citire ordinei de zi, avem oaspete în ședința de consiliu local. Vă rog să vă prezentați. Pe care nu mă cunosc, da, să mă prezint. Da. Da, mă numesc Claudiu Cornel Cotas. Sunt mai nou președintele Forumului Montan al Județului Bacău. Am fost ales de către reprezentant al Ministerului Agriculturii, acum 10 zile. Aștept legitimația să-mi trimit pe Ministerul Agriculturii ca să-mi pot legitima. Am înțeles că doar eu sunt în afara consilierilor. Și aștept desfășurarea ședinței și dacă am ceva de comentat, mă voi rezerva timp pentru la urmă. Bine, mulțumesc. Dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre, primul proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primar. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale de anul 2024, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, inițiator primar. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind însușirea răspunsului la plângerea prealabilă formulată de Cooperativa Agricolă Valea Asăului, reprezentată de dr. Stanciu Teodor, inițiator primar. Proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind însușirea răspunsului la plângerea prealabilă formulată de Asociația Crescătorilor de Animale Valea Asăului, la fel reprezentată de dr. Stanciu, inițiator primar. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor comune a său și ale autorității administrative publice locale din comuna său, inițiator primarul. Înțeleg că avem modificare la ordinea de zi. Da, pe lângă proiectul de hotărâre cu schimbarea destinației, da? Da. Îl avem aici. 6-2. Și sunt două proiecte pe ordinea de zi. Încă două. Proiect privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Asău și ale serviciilor publice de interes local. Și al doilea proiect privind înscrierea definitivă în cartea funciară a comunei Asău a imobilului cu numărul cadastral 61217, aparținând domeniului public al comunei Asău, județul Bacău. Mai departe, trecem, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi prezentată. Care sunteți de acord? Împotriva, abține, nu sunt. Trecem la dezbaterea ordinei de zi. Primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Persona. Domnului Cătălin Oniga. Domnul Cătălin Oniga, în de 3 luni, va fi președintele Consiliului. Comisia a zis favorabil. Va fi trecută, sigur. O dreptate de primar, în urma votului va fi președintele Consiliul Local, e următoare de 3 luni de zile. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu sunt. Domnul Cătălin Oniga a fost ales președintele Consiliului Local pe următoarele 3 luni de zile. Da.
Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale și anul 2024. Dacă sunt discuții, domnul Claudiu Rubeică. Pe stabilirea coeficienților de inflație. Asta, bineînțeles, nu noi stabilim. Coeficientul de inflație stabilește Ministerul Finanțelor, așa, cu toate că e o lege organică, nu știu de cine plasează exact. Nouă ea. De ce ne cerem? Asta ne trebuie și noi. Asta ca să ne certăm noi și să ne punem cetățenii în cap. Ne certăm noi între colegi și să ne punem cetățenii în cap. E diferit, că noi vor inițiată. Am chemat colega de la Tax și Impozite care are articolul și datele tehnice, dar noi nu știm. Și din prima vă zic, dacă nu o să-l votăm în forma care ni s-a propus, e riscul să, la urmă, spune așa, dați citire din asta. Se vor răpune nivel de maxime prevăzute de codul fiscal, indexate cu prevederile articolului 1, adică cu 13,1. Deci nouă ni se propune 13,8, dacă nu o să-l votăm în forma asta. Adică, acum nu vă zic, doamne ferește, votați sau nu votați. Dar o să zic că da, nu? L-ați votat în forma asta, o să-ți votați cu 24% sau 22%, cât îți spune ei. Da, o să fie din valorile maxime și în plus și indexate, ceea ce va fi mult mai mult decât ce aplicăm noi la ce avem în hotărârea de Consiliu de anul acesta. Deci vorba pentru că 13,8 se vor aplica la valorile pe care le avem noi în hotărârea de Consiliu pe anul 2023. În ordine. Cam asta e. Da. Aveți ceva de completat, doamnă? Deci, dacă îți spun întrebări, doamnă, îi răspund. Da. Da. Scrie la cuvânt. Claudiu. Da, eu vreau să spun că m-am uitat un pic pe raportul de specialitate și exact la această concluzie am văzut că riscăm să depășim nivelul maxim, adică să ni se impună nivelul maxim. Așa. Și am cercetat un pic legea 227/2015. Articolul 491, ceea ce am găsit eu, nu știu ce are doamna acolo. Da, articolul. Da, asta e? Da. 227/2015, articolul 491, la aliniatul 1, zice că se indexează până, n-am înțeles de ce erau alea 3 zile, cu 3 zile înainte de expirarea datei și anului fiscal și anul fiscal expiră după legea asta pe 30 aprilie. Deci noi avem 3 zile acolo ca să ne încadrăm, să votăm. Și se referă la impozitele și taxele locale indexate pe anul fiscal anterior la aliniatul 1 și la aliniatul 2 se aplică și anul fiscal următor. Și atunci am înțeles că n-am coroborat cele două informații. Deci vorba de anul 2024. Exact. Da. În forma care am votat în 2022. Și diferențele și impozite. Și indexare. La anul, pentru la anul, noi votăm acum. Exact. Indexarea cu cota inflației. Cota inflației se ia inflația care a fost raportată în anul 2022 pentru 2024. Cota inflației pentru 2023 13,8. Zice dacă inflația scade, dacă INS stabilește 2024, în 2024 o să spună că, sau poate până la finalul anului, de atunci să scade inflația, atunci în 2025 beneficiezi, chiar dacă în 2025 inflația se ridică înapoi la 20%, tu beneficiezi de indexarea cu rata inflației din 2024. Suntem tot cu un an în urmă. 2023. Chiar au fost, toate. Anul trecut am avut în noiembrie sau în decembrie, dacă mă știu, pentru 2023, indexarea pe roata inflației. Acum de ce avem? Nu, atunci am votat E același lucru. A fost anul 2021. 2021 vine. Luat în calcul decembrie. Ce se aplicează în decembrie, la sfârșitul decembrie. Și a fost 5,1. Dar în decembrie nu m-am făcut, după părere cu... Nu, tot așa l-am dat în aprilie.
Da, da. Ați compus variantă, votat taxa și impozitul. Exact. Nu. Indexarea a fost anul trecut în aprilie. Așa. Deci tot așa. Asta n-am înțeles-o până n-am citit... Până în aprilie. N-am citit. Dacă nu citeam, nu înțelegeam. Dacă indexarea e urmă, dar și înainte. Tot timpul se ia cea de la sfârșitul anului anului. Diferența e 3,5%. Înapoi nu o să-ți dea niciodată. Diferența nu e foarte mare, 3,5% între ceea ce am avut și ceea ce vom avea. Mai sunt intervenții? Dacă nu, atunci supunem la vot. Deci nu e vorba de o mărire, ci doar de evidență. Hai un pic de atenție. Pensiile nu s-au indexat salariul. Da, dar asta nu-i treaba noastră. Pentru noi nu stabilim salariul. Noi nu stabilim salariul. Deci noi astăzi și așa avem. Vom stabili nimic. Da, de mărire. Așa avem. Da. Hai să nu facem schimb de... Mai sunt intervenții la acest proiect? Dacă nu, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Șapte. Împotrivă? Abțineri? Deci vă spun de acum la cameră, vă rog să vă semnați un proces verbal. Deci dacă o să crească taxele și impozitele mai mult cu 13%, cât e 13,8%. Mai mult decât 13%. Așa. Deci nu-i vina... Primăriei. Efectiv a consilierilor care s-au abținut și au fost împotrivă. Deci, încă o dată, repet, în fața camerei. Deci o să deci, dacă ne ducem prin valorii maxime, indexat. Să fie mai mare. Nu se pare așa de până asta, dar trebuie să ne protestăm și noi. Și eu am dreptul să... Începem cu asta. De ce legea spune că, prin efectul legii, vor crește taxe și nu poate nici o problemă crește taxe și nu poate. Dacă ajungi la 24%, nu poate. Efectul trebuie să știi ce înseamnă. El nu poate stabili din stat. Atunci, de ce legiuitorul vine și cum ai dreptul să protesteze dumneavoastră și eu am dreptul să spun cetățenilor din comună care ei o să fie... Ai spus asta și acum am intervenit după. Am intervenit după? O dată, ca să știi. Nu se va întâmpla asta să mărească vreo... Costel, dar spune legea clar. Legea spune să mărească și salariul. Ceea ce spusese și domnul Ghiu că data trecută. Exact. Dacă nu se vor cece la maxim. Uite, între 22 și 31. Noi avem o valoare medie. Dacă noi avem o valoare medie de 25 și aplicăm 31, cu siguranță nu o să ajungem la valoarea de 31 indexată. Și asta se întâmplă la terenuri, la clădiri. De exemplu, la clădiri noi avem un procent de 0,15 acum. Este între 0,12 și 0,2. O să duci prin maxim de 0,2%. Poate și nu de a spune că hai să se duce cetățenii dacă sunt de acord voi cu mărirea. Poate stați la legea care... Auziți? Voi protestați acum la legea care o face guvernul în detrimentul cetățenilor din comuna său. Asta ați făcut acum. Deci, iertați-mă că intervin. M-aș adresa doamnelor și domnilor consilieri să votați responsabil și conștient când e vorba și vă citește legea, pentru că atât dumneavoastră veți fi afectați și reprezentați comunitatea, comunia său. Vă rog să votați responsabil. Nu știu dacă ar fi o bucurie pentru fiecare individ ca să se trezească că s-au mărit taxele și impozitele și pe urmă să conștientizăm că noi n-am votat corespunzător. E aplicarea coeficientului de inflație, oricum nu scăpăm. Da, dar ar spus pe urmă, ați adăugat că se poate ajunge la taxă mai mare de 13,5%. Una e să aplici doar coeficientul de inflație. De-aia este posibil, mă uitați la prima ședință, este posibil ca să reluați votarea la ceea ce s-a ajutat. Președinte, e posibil să reluați votarea? Mai vorbeați,
Nu știți care e problema. Înainte să răspund la secretar, două propoziții vreau să spun. Vreau să le spun, dacă este liniște și să-i explic prin înțelesul tuturor cetățenilor din comună, de la cei care au 14 ani până la cei care au 80 de ani. Primăria, în fiecare an, de obicei în luna decembrie, votează taxele și impozitele pentru anul următor. Noi, prin lege, deci prin niște legi organice, avem stabilite pentru teren, spre exemplu, de categoria fâneață sau pădure, o marjă de eroare, o marjă de nivele, pe care noi, prin hotărârea de Consiliul Local, o stabilim în luna decembrie. Deci, dacă pentru un teren fâneață per metru pătrat eu pot să votez, ca și Consiliul Local, între 2 lei și 10 lei, hotărârea este a Consiliului Local. Noi am votat, spre exemplu, vă zic, astea nu sunt cifre concrete, eu vă dau doar exemplu ca să înțelegeți mecanismul. Noi am votat 4 lei, că am zis să nu fie scump, că suntem într-o comună din munte și dumneavoastră împreună cu noi, cred că toți am votat acel proiect de hotărâre cu taxele și impozitele locale. Noi am votat 4 lei în ce? 4 lei pe metru pătrat. Un exemplu. Deci, un exemplu. Între 2 lei și 10 lei, dumneavoastră, Consiliul Local, ați votat 4 lei. O altă lege organică spune că până la sfârșitul lunii aprilie, tot Consiliul Local să decidă dacă indexează sau nu cu rata inflației acești 4 lei pe care i-ați votat în decembrie pentru anul următor. Și această lege ne spune, dacă nu aplicați majorarea cu 13% cât e acum inflația, va trebui să majorați taxa la 10 lei, adică la valoarea maximă, plus 13%. Mai pe românești, noi suntem obligați da. Să facem ceva. Mai este românești ca să înțelegeți. Înțelegeți ce s-a votat acum? Deci dacă sunteți de acord cu indexarea, se aplică 13% la 4 lei. Dacă nu sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre de astăzi, se va majora taxa la 10 lei și se aplică și indexarea. Și ca să fie și mai clar, că poate credeți că e o răzbunare sau o răfăială cu administrația locală. De fapt, aduceți bani mai mult la bugetul local, dar din banii oamenilor. Din buzunarul oamenilor. Nu faceți nimănui. Noi, de exemplu, ca primar, ca administrație, în loc să caseze 30%, să caseze 31%. Deci asta faceți astăzi. Luăm din banii oamenilor. Așa este, să iasă lumea în stradă. Nu este o lege corectă. Dar este ceea ce ne se impune nouă, să intrăm sau nu până la sfârșitul aprilie. Ce să facem? Nu e făcută de noi, nu e gândită de noi. O întrebare de doamna inspector. Deci doamna inspector, vreau să confirmați tot ce spune doamna legislator din punct de vedere. Așa este. V-am explicat cu cuvintele mele, poate nu s-a înțeles. Doamna, doar a sublinia din nou. Bine pus întrebarea, de cine mai impune nouă? Păi el îți spune, vrei 13% sau vrei 30%? Și tu ai de ales că dacă nu luăm noi decizia, sau voi n-ați luat-o cu 13%, vine guvernul și spune, o să aleg maximul care ți-l dau. Deci acel 10% lei care o explica colega, plus 13% care ți-a dat-o. Domnilor consilieri, deoarece guvernul are interes atât cu domnul. Este impunerea. Adică sunt lucruri care... Dați-vă, necunoașterea legii nu te absolvă de vină. Necunoașterea legii nu te absolvă de vină. Deci dacă nu citești legea, nu contează. Când te duci în fața justiției, judecătorul spune necunoașterea legii nu te absolvă de vină. Deci noi trebuie să citim legea... O să avem niște taxe mai mari ca oraș în condițiile astea. Exact. Dar dacă asta e decizia... Să revenim și întreb Consiliul Local dacă sunteți de acord cu reluarea zvonului. Cine este pentru? Atunci revenim la același proiect de ordine privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale de anul 2020. Vreau să-mi parlați că nu sunt de acord. În urma... Cum? Eu nu sunt de acord cu reluarea. De ce? Pentru că votul anterior a fost neasumat. Nu s-a înțeles. Și asta este atribuția noastră. Domnul Claudiu, nu toată lumea are timp să studieze chiar toate legile. Nici eu n-am avut. Așa,
trebuie să dăm dovadă de clemență, nu? Dacă am explicat și oamenii nu trebuie, asta e exact ce să-i notează punctul lui. E punctul meu de vedere. Bine, dar pot să consemneze doamna. Interesul general. Am trecut la regularea votului. Cine este pentru? Pentru. Taxa? Pentru taxa. Câte voturi pentru? 9. Împotrivă? Se abține cineva? Am drept de vot? Nici de... Și la cuvânt. Și la cuvânt. Trebuie să dea cuvântul, domnul președinte. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației actuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru stabilizare BAPE. Ați avut materialele la comisie. Vă rog să prezentați. Vă rog liniște. Domnilor consilieri, discutăm despre proiectul numărul 3. Prezentați. Comisiile dacă trei au avize favorabile. Ați avut material la comisia, ați discutat, acum intervenții, sunt discuții. Da. Proiectul numărul 3 cu adiții. Da. Dacă sunt discuții, atunci trebuie la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu sunt. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea răspunsului la plângerea prealabilă formulată de Cooperativa Agricolă Valea Sălui, reprezentată de doctor Stanciu. La fel, așa, am avut la comisie, dacă domnul primar dorește să ne spună câteva lucruri. Comisiile avize favorabile, scuze, am intervenit. Da, cred că dacă intervin pe ce s-o petrecut cu săptămâna asta. Sigur, da, asta vreau de hotărâri. Da, da. Da. Mă repet, cum v-am mai spus și de altă dată, eu sunt primarul tuturor cetățenilor. Nu doar la un grup sau la alt grup. Cum cineva a spus, că acel grup care a fost până acum, chiar nu a vrut să dea dovadă de transparență în cei 7 plus 2 plus cât au avut 10 prelungiri. Așa, 10 plus 2. Cât au avut concesionat terenul, cel puțin în ultimii 6 ani de când eu sunt la primărie aici. 4 ani am fost viceprimar și de 2 ani de când sunt primar. Absolut. De zeci de ori le-am cerut nu socoteala. Le-am cerut, băi, vină și explică-i și nouă. Ce face asociația asta? Cu ce se ocupă? Patrimoniu. Și am din consilierii, din vechi consilieri, domnul Puiu, care poate să, așa, domnul Dogariu, care poate să dovedească. Absolut. De fiecare dată răspunsul a fost, nu vă interesează. Nu am nicio treabă să vă dau vouă ca primărie răspuns. Nu am mai mult. Acum, am încercat să vină pe două paliere. Una, și-a făcut cooperativă în nume personal, domn doctor, și-a venit și cu Asociația Crescătorilor de Animale, care tot dânsul-i președinte, care până acum, la asociația la care dânsul-i președinte, o executa lucrări cu cooperativa dânsului. Aici nu știu dacă nu e un conflict de interese și o să o stabilească legea. Dacă noi în continuare am fi putut, dar conform regulamentului care l-ați votat dumneavoastră, consilierii, dar fac o paranteză, dacă am fi putut să-i dăm, el la fel cred că ar fi făcut iar 7 ani de acum, pe cât s-a fost dat terenul ăsta, ne-ar fi râs în nas când n-am niciun drept să vă dau două explicații. Una. A doua. Am avut curte de conturi care au stat aproape două luni la noi, până în vinerea Paștului și după Paște două sau trei zile și ne-au făcut raport. Și ne-au spus, domnul primar, gândiți-vă bine cum o să faceți. Dacă o să dați terenul
la persoane fizice, la societăți, la care nici nu te obligă legea, dar nici nu ți interzice. Așa? Acel locator, nu? Da. O să aibă dreptul să vină foarte frumos cu gard și o să închidă aceia 25 de hectare, 30 de hectare, 50 de hectare care îi dai din ta, că le-ai făcut proprietar prin contractul care le-ai semnat pe el, pentru 7 ani de zile sau pentru câte le-ai dat, le-ai făcut proprietar. Ei, și ăla o să vină cu gard să-l închide și la sfârșitul unul o să zică, domnule, dar de ce o mai veni și vaca lui Neiuon aici, când vine cu totul proprietar și eu trebuie să plătesc redevență pentru astea 25 de hectare la stat, nu? Păi tu cum îmi impui mie, că noi așa am zis, așa am gândit-o aici și v-am explicat și dumneavoastră de atâtea ori. Dom'le, hai să ne gândim. Drept de preemțiune cu mare legea, ar fi cel mai bun, ar fi cooperativa. Și să le spunem, dom'le, exact cum s-o mers până acum, dar acum domnului doctor Stanciu, nu-i mai convine să mai meargă așa cum a fost. Cum a fost. Deci cum, doamne iartă-mă, ți-o plăcut în 10 ani până acum, corect, să fii tu, fiindcă ai fost singur, ei și acum, când au mai venit altă cooperativă, când au mai venit niște cereri de persoane fizice, nu eu mai convine cu domn doctor. Și au venit cu cereri din închiriat și pe cooperativa dânsului, care e dânsului, efectiv, el e așa, și pe asociații la care dânsul e președinte, și au mai adus și vreo 2-3 cetățeni, 4, care i-au ridicat tot împotriva primarului, așa, i-au mai adus ca să bagi coada. Și i-am spus la cetățenii ăștia, băi, chiar n-am nicio treabă. Asta a fost o discuție amicală între noi. Dar vă rog frumos, veniți și voi de la domnul doctor să ne facă și erodare de seamă în al 13-lea ceas. Ce patrimoniu a avut asociația asta? Asociația asta, cât a luat bani de la APIA, 8 miliarde aproape în fiecare an, așa, au avut tot el. Au avut autoturism, din câte știu. Au avut cositoare, au avut din prăștia mușuroaie, au avut betoneri, au avut... Așa. Efectiv, nu au vrut să... dea nicio răspuns. Nu au vrut să dea seama de nimic. Păi bine, frate. Așa. Asta e una. A doua, o știți foarte bine, problema cealaltă care trebuia să facă domnul doctor 13 rampe de gunoi, asumate prin contractul de închiriere și de concesiuni. La ora asta, o construit pe jumătate, sau nu eu dau cifra, așa, 5, doar 5 din 13 platforme de gunoi, doar 5 au construit, așa, nu sunt tăbuiti, nu sunt izolati, nu sunt, și în primul rând nu sunt autorizate. Alea ar fi trebuit 13 platforme de gunoi, la terminarea contractului, așa, să le predea primăriei. Acum eu ce fac ca primărie? Eu acele 5 platforme, doar 5, care nu sunt gata, și să investesc eu ca primărie, să cheltui bani din banii mei, una, în primul rând, mă ia curtea de conturi, de ce ai făcut tu chestia asta, a doua, nu pot chiar de-aș vrea, fiindcă autorizația de construcții e emisă pe Asociația Crescătorilor Animale Valea Săului. Cum pot să continui lucrările? Adică cum aș lua eu casa de la cineva, să continui lucrările, dar tu ai autorizația de construcții ca să faci casă. Nu, deci medicul Stanciu a gestionat defectuos? Nu defectuos. Nici nu mai spun că medicul Stanciu a profitat ăștia 10 ani de aia 318 hectare care i-au depus la APIA și-au luat bani, dar el nu s-a mai sinchisit în continuare să mai curăță măcar un hectar. El s-a mulțumit cu aia, bine mersi, o lua banii, așa. Și noi avem 2 ani de zile de când ne chinuim să... să ne chinuim și am făcut demersuri, să putem marca, să curățăm izlazul. E, efectiv, mi s-a spus, ultima dată a fost săptămâna trecută, știți, la ședința ordinară, care n-am putut participa, extraordinar, da? N-am putut. De acolo veneam, de la Garda Forestieră Suceava. Mă voi implica. Dumnezeu să vă ajute. Mi-a spus, domnule, cu desăvârșiri, legea spune, dacă... coronamentul copacilor ocupă mai mult de 40% din suprafața unui hectar, automat se ia în pază de direcția silvică. Toate legile agricole. Deci vă dați seama că noi, ăsta puțin care avem, și am un memoriu, dacă vreți să vi-l citesc, memoriu făcut către săptămâna asta, am făcut memoriu către Ministrul Agriculturii și către Ministrul Mediului. Dacă îmi dați voi să trebuie să aveți răbdare un pic, cum să vă dați voi? Thank you.
Am putea lăsa asta la diverse către SP la Mucu? Nu. Doamna consilieră, sunteți remunerată pentru ședința Consiliului Local? Care nu? Deci adresă către domnul Petre Daia, ministru agriculturii și dezvoltării rurale, către domnul Barna Tanțoș, ministru mediului, apelor și pădurilor. Obiectul interpelării, denumirea suprafețelor de pășune prin împăduriri. Domnilor ministri, doresc să vă aduc la cunoștință o situație dintr-o comună din județul Bacău, unde împădurirea naturală accelerată pune în pericol existența oamenilor care trăiesc din creșterea animalelor. Comuna Său este o localitate de pe Valea Mijlocie a Totușului, așezată la poalele munților Ciucului și Tarcului din Carpații Orientali. Comuna se întinde pe o suprafață de, rețineți, 30.745 de hectare, din care peste 27.000 de hectare sunt păduri, adică 88% sunt păduri. Și ei ne cer în continuare ca să împădurim. Dar noi avem 88% păduri și nu mă las să curăț 300 de hectare. Suprafața totală a izlazului comunal, aflată în administrarea comunei Său, a fost conform ordinului prefectului numărul 246 din 11.06.2003, de 1210,50 hectare. În anul 2018, Comuna Său, în colaborare cu Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău, a elaborat documentul intitulat Amenajament Pastoral pentru pajiștile din Comuna Său, din care rezultă că la momentul anului 2018 s-au identificat în teren 1116,87 hectare de pășune în proprietatea Comunei Său. Atunci, la elaborarea amenajamentului pastoral, din grupul de lucru nu a făcut parte specialiști în silvicultură, așa cum prevede hotărârea Guvernului 1064 din 2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG 34 din 2013, care să inventarieze masa lemnoasă, drept consecință, lucrările cuprinse în amenajamentul pastoral nu satisfac necesitatea din teren. În anul 2021, Comuna Său a dispus remăsurarea tuburilor de pășune ca urmare a împăduririi acestora și transferul unor suprafețe în Fondul Forestier Național, consecință a neexecutării lucrărilor de curățare și împădurire a materialului lemnos de pe izlaz. Conform ultimilor măsurători, Comuna Său a identificat și marcat 1068 de hectare izlaz, din care 41,03 hectare suprapuneri cu ocolul silvicomănești, 75,60 hectare litigii, 210 hectare pășune împădurită trecută în fond forestier, rezultatul suprafața de pășune disponibilă de 742,26 de hectare. Deci noi în 2021, când am făcut ultima măsurătoare, vă zic, hai să vedem și noi ce mai avem, cât mai avem, ne-au mai rămas 742 de hectare de pășune. Din această suprafață, doar 354,32 de hectare sunt eligibile la APIA, diferența de 387,94 hectare, fiind pășune cu masă vegetală de diferite consecințe, nedeterminate încă de specialiști în silvicultură. Deci nu a venit până la urmă cineva să... Atât. Noi am chemat șeful de ocol, am chemat ăștia, au spus că nu că-i trecut, dar nu, nimeni nu a hotărât cu litere de lege că îi sau nu cu consistență peste 0,4. Din perioada comunistă, uitați ce le-am luat la cunoștință, din perioada comunistă și până în anul 2000, pe raza Comunei Său existau în fiecare an între 14 și 17 stâni montane, amplasate în golurile alpine. Începând cu anul 2000, amenajamentele silvice a ocolului silvicomănești și ciobănuș au prevăzut lucrări de împădurire a golurilor alpine, interzicând astfel accesul efectivelor de oi și organizarea stânilor montane. Deci de-a spus și chestia asta. Deci cum naiba până în 2000 s-a putut, am avut atâtea stâni. Așa de atunci anume, în prezent, efectivul de animale al Comunei Său, conform Registrul Agricol, colaborat cu Registrul Național al Exploatațiilor, este de 438 de bovine, 3281 de ovine, 721 de caprine, 95 de cabaline. Raportând numărul de animale transformat în UVM-uri, 1333,3 la suprafața de izlaz pășunabil de 354,32 de hectare, rezultă o încărcătură de 3,19.
ceea ce este cu mult peste încărcătura optimă, conform ordinului numărul 544 din 2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște. Actuala conducere a primăria său dorește să execute lucrări de curățare a pășunilor, astfel încât să evite împădurirea accelerată a suprafețelor de pășune și trecerea lor în fondul forestier, urmarea managementului defectuos din ultimii 20 de ani. Menționez faptul că întreaga comunitate, precum și Consiliul Local, asta mi-am asumat așa, am trecut și noastră, așa, menționez faptul că întreaga comunitate, precum și Consiliul Local a său, nu este de acord cu trecerea suprafețelor de pășune în fond forestier din cauza nevoilor acute de pășune pentru efectivul de animale din comună. Sunteți de acord sau nu? Sigur, având în vedere faptul că Ordinul 264 din 16.3.1999 este în vigoare, precum și necesitatea urgentă de a executa lucrări de îngrijire a pășunilor, solicităm sprijinul dumneavoastră pentru a identifica soluția tehnică care ar putea fi, două puncte, adendum la amenajamentul pastoral, studiu de transformare și studiu de gospodărire a pășunilor cu apă. Deci noi am zis dacă se poate să facem așa ceva. Prin care comuna său se poate executa lucrări de marcare a masei lemnoase de pe cele 742,26 hectare și eliminarea riscului de împădurire a întregului izlas comunal. Menționez faptul că principala activitate economică a acestei localități o reprezintă creșterea animalelor, pentru care suprafețele de izlas sunt indisponibile și insuficiente în acest moment. Vă rugăm să identificați soluția optimă și legală pentru menținerea suprafețelor de pășune, așa cum cer normativele europene, angajamentele prezentului exercițiu financiar și politica agricolă comună 2023-2027. Solicit răspuns în scris. Deci, efectiv, asta a fost ultima care a putut să mai apelăm. Deci am fost puse la Garda Forestieră, să băie, nu, asta e. Și acum am făcut adresă către ministrul agriculturii, care are și el interes să rămână, face și niște izlazuri. Și către ministrul pădurilor, la Daia și la Bană, domnul primar, o să primim răspunsul mandatul următor. Și ce era? Da, domnul Costel Praizvanti, dar am făcut ceva. Da. Dar 20 de ani s-au făcut ceva. Aș vrea să văd o adresă care au făcut-o înaintașii mei. O adresă măcar. Da, am făcut ca să curățe izlazul. Da, domnul Camin, de la Fioș, ați făcut așa. De ce nu faci tu memorul și la așa de 4 ani să apă și spate? La mediu, la... Aici mai aveți de spus, practic, punctul 4 și 5 legat de aceeași... Numai una e cooperativă, alta e asociație, are aceeași... Da. Nu, și în continuare vreau să vă mai zic că asigur cetățenii că absolut tot, și ăla care are o capră, și ăla care are 10 oi, și ăla care are 5, cu toate că v-am mai spus, legea prevede și n-am scos-o și am zis că ar trebui să le aducem să le spunem, dacă ai un număr mai mare de animale, aia trebuie să te procuri tu de furaje, de, e un business deja, nu mai e... pentru subsistență, ca ăla care are o vacă sau două capre. La ce lucru se asigură pășunii? Toată lumea asta vrea să-i spui, toată lumea da. Va beneficia deci, cât deci, toată lumea asta e important că va beneficia de... Deja se discută la nivel, când mai are voie ăla, nu mai are voie, lumea va încăpea pe izlazul comună. Dar cred că asta o să-l spunem la divers, dacă e cu animale de lume și cu asta de divers. Ce se poate cu cele 5 rapide finalizate? Îl acționăm în distanță pe domnul doctor și... Asta urmează. Domnul doctor infractor. Și să... Infractorul stabilește instanța la care. Nu putem discuta... Deci am rugămintea ca să supun la vot punctul 4 și 5, că e același conținut, practic. E același... și cooperativă și asociație. Da. Sunt deci atunci discutăm despre reușirea cooperativă. Cine este pentru? Următorul punct, însușirea la asociații. Cine este pentru? Bun.
Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor comune a Său și ale autorităților administrației publice locale din comuna a Său. Aici, dacă vreți să ne spuneți câteva vorbim de mare... Au avize favorabile. Da, e vorba de... volumul mare de muncă care o să-l avem de acum încolo. Și apropo, îi dau răspuns acum și domnului Pais Vanti, dacă tot m-a întrebat că avem un memoriu pentru ăștia care s-au a patra oară. Da, e vorba de un proiect, cum să zic, ca să fiu înțeles. Chiar ne-am fost viceprimar. Întrebați-l pe domnul Vici, că e lângă mine și pot să... Nu cred că la fiecare proiect care îl demarăm, stă efectiv lângă mine ca să... Am aparatul de specialitate cu care formulăm proiecte, înaintăm hârtii și... Da, la momentul ăla am văzut eu greșeli și l-am văzut la cunoștință domnului primar, băiatului de la urbanism, de, pentru care atunci am avut o discuție mai aprins și o plecat până ajung eu la primărie. Dom'le, nu e ok. Una, nu s-au apucat de la capătul comunei. Deci în loc să se apuce de proiectul ăsta, când l-au făcut proiectarea, din lunga Său, de la intrare în sat, s-au apucat de la biserică la lungă. Păi, de atâția bani am avut. Păi frate, dar te apucai de la capătul ăla și te duceai la strajă numai până la drumul național. Așa s-au apucat de la intrare, de la biserică, de la lungă, au rămas un capăt de sat de acolo, fără canalizare, și s-au dus până la fundul străjii, unii de servești, vă două, trei case acolo, care, bineînțeles, că și aia sunt cetățenii comunei Său și au dreptul la asta, dar măcar că erau un pătit, aveai, da, pe Valea Muntelui, deci pe strajă, pe lungă, pe centrul Său, vine canalizarea pe ambele părți. Pe Valea Muntelui, de la biserică la Său, la deal până la Polas County, s-au dus numai pe parte. O venit cetățean pe bună dreptate, domn primar. Dar eu acuiz. Eu nu sunt cetățean al comunei Său, adică vecinul de peste drum beneficiază de canalizare, nu? I-a tras canalizare, are raport la foarte, are așa, și eu, față în față, la 4 metri cât e strada de lată, nu beneficiez de... Dar se fac acum raportările. De ce nu face raportările? De ce nu face? Păi dacă nu are proiect? Nu, da, ei au crezut constructorii ăștia că discută cu mine ca cu fostul primar sau știu eu ce înțelegeri o fi avut, chiar nu vreau să intru în amănunte, dacă o fi avut sau nu fi avut înțelegeri sau nu. De când am venit eu la primărie, vă rog să veniți să studiați, domnul Pais Vanti. Sunteți consilier. De ce nu ați venit să vedeți la primărie? Bă, e să văd câte plăți au făcut primarul ăsta de când a intrat la ăștia cu canalizarea. Domnul primar, ca să vă... Păi da. Dacă v-ați să vine. Nu. Da. Dar de când s-au apucat de canalizare, așa, și am văzut în mare măsură că lucrează foarte defectuos, așa, și v-am spus că eu umblu cu bicicleta la deal la bani, nu ați spus. Așa. Ca să văd și eu așa ceva, trebuie să umblu și eu cu bicicleta, să-mi iau și o bicicletă. Am zis și eu așa ceva. Spuneți. Cum vă zic? Când? Deci, ce ziceți? Da, 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 deja, da, 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 deja, da, 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 bun, deci eu de când am venit la primărie, în primul rând a asistat plății. Iau 5 construcții de reparații. Bun. A treia dată. Ascultă-mă. Deci în primul rând am asistat plății către acest constructor. De când am venit la primărie. Și am început cu adrese. Am făcut adrese, așa teamă de adrese avem, către ei. Când lucrarea nu e ok, când nu e bine, către dirigenții de șantier. Răspunsul lor a fost, sunteți specialist? Eu nu știu dumneavoastră că nu e bun. Totul e ok, totul e bine. Până cu ajutorul dumneavoastră am făcut acea hotărâre de Consiliu care mi-a permis să filmăm și să vedem. Și la care două paisate s-au opus și acum. Da, s-au opus și s-au opus și acum. Au opus că nu lucrurile de defos. Bun? Dacă nu aveam dovadă... Păi și dacă nu aveai dovadă cu hârtii, ce faci de lucrurile? Mă, dar crezi că suntem la capra podului să discut cu constructorii? Păi eu venit inclusiv luni, a venit directorul, a venit cu avocatul la spatele lui. În ce proces? Spuneți despre astea juridice. De ce avem nevoie? Stai să terminăm.
Și la ora asta, Curtea de Conturi așa, a stabilit penalități și dați-mi voie să vă spun penalitățile, ca să nu le spun asta. Urmează să stabilească. Exact, chiar, să vin raportul, ca să nu mai... Da. Legat de angajare. Vreau să-i demonstrez, domnul Băiță, să... Și ăștia sapă de... Dar ce poți să-i faci, domnule, dacă nu ți-o te n-au de ce n-ai venit vreo că ești consilier? De ce nu ești semnit în locul meu? Adică eu să-mi asum prosteile care mi-au făcut ei, să-mi asum eu chestia asta. Păi nu, băi! Păi da, și... Și noi ne-am luat conștiință de 1000 de ori, de hârtii, nu? Aria, lasă ca să-ți vorbească, domnule, păi da, nu, dar duce cetățenii în eroare, că zice, bă, primarul a făcut blat cu primarul. Păi ce vreau? Păi tocmai asta, domne, că vede și vreau să-i spun la cetățenii despre ce-i vorba. Că n-ai vrut să te implici, că n-ai vrut să semnezi, că n-ai vrut să fac filmarea ca să vadă deficiențele. Asta, păi n-ai vrut. Și atunci, de ce iei bani? Azi, când vine numai să vezi, iei 6 milioane pe lună și să vorbești așa de conștiință de cauză. Păi exact despre asta e vorba. Păi despre asta e vorba, lasă să vadă cetățenii comuni. Că de asta, la ședințele extraordinare nu veniți, da, că nu a fost nevoie. Păi bine, ai venit, dar sunt punești de bătare care nu au venit. Vă conveni să luați 6 milioane, dar să lăsați probleme și să-ți două vorbești la Cârciu și pe vorbești de primar. Păi domne, dar hai să vorbim aici în ședință, să vorbim adevărul cu hârtii pe masă. Păi da, bine, acum o să-ți aduc, dacă vrei, stăm la ședință, încă 4 ori de acum, și vă aduc hârtii și adresă să vezi câte adrese am făcut. Păi ce în afară de hârtii? Dar ce vrei să pui, domne, să-i facă? Să-mi asum eu 17 km ca să semnez eu? Domnul Paizvan, vrei să semnez eu pentru 17 km de canalizare pe făcută prost? Păi și de ce nu ai venit, domnule, atunci, la când ai fost chemat la comisie? Domnule, de ce nu ai venit când ai fost chemat la comisie, domnule? Când a fost comisia de recepție? De recepție? Îți chiar nu ai venit, eu nu fiu. De ce nu ai venit la comisia de pe izla azi, domnule? N-am vrut. Păi când ai vrut? Și atunci ca să iei bani, vii, nu? Haideți să... Păi lasă, domnule, să vadă cetățenii, cine-i pare zvant? Nu pot fi asta, nu pot să ridică un vorba de numărul 6. Spuneți aici ceva. Domnul Diu, face asta de Maria, Maria, nu putem vorbi civilizat. Hai să încercăm să... Civilizat, că noi îi explicăm, domnul Gheorghe, nu poți omorâi constructorul ăla. Nouă ne-a spus ISEC-ul când a venit, la timpul când a venit aici, o zis, domnule, abțineți-vă, voi judecați la recepție. Voi nu sunteți specialiști, da? Și asta s-a făcut la recepție, în respinsul. Ce-o vrea să faci? Să vorbim civilizat. Da, da, când e deși tu să faci la niciuni nedetare. Domnul Gheorghe, da. Păi eu vorbesc civilizat. Și el când a ieșit de aici s-a zis atât cu hârciunile și spune că pare că nu știu ce fac atât. Dar exact cum ești cremu, e oameni care nu știu. Dar nu are rost. Deci nu dați soluții. Deci nu dați soluții. Hai să vă întrebă și pentru tine. Ia să vă întrebă și pentru tine. Ia să vă întrebă și pentru tine. Ia să vă întrebă și pentru tine. Ședința asta ordinară. Am întrebat și pentru tine. Lăsați, acum continuăm. Spuneți despre angajarea serviciilor judiciare. O să ajungem în instanță și doamna secretară are parte ei muncă în... Dar nu pot să lucrez, sunt incompatibilă. Și doamna juristă are de făcut, are legea 17, dar cred că aveți în ăsta, în raportul oficial, da. Și o să avem nevoie în continuare din serviciile avocatului. O să trebuiască să mergem în instanță cu platformele de gunoi, o să trebuiască cu canalizarea, o să trebuiască cu dirigentele de șantier, că nici ăla nu e reprezentant și îl dăm în instanță. Da, dar bineînțeles, dar ce credeți? Păi, dar de asta îți vorbești aici, doamne, dar vine și vezi ce am făcut. Vine să vezi că am făcut... Mai sunt intervenții la punctul ăsta? Asta e nu. Da. Și de asta vreau să luăm serviciile unui specialist. Deci doamna Paula pregătește documentația aici toată și domnul avocat, cu experiența lui, să ne reprezint în instanță. Fiind vorba de domnul avocat? Duca. Da. Duca Ștefan. Deci acum sunteți în plusul în cauză. Cine este pentru? Trecem la următorul motivul pe ordinea de zi. Cum? Eu am conținut. Ia ținut. Următorul proiect de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului denumit școală pe clasele 1-4 Munca Asău, Comuna Asău, pentru o perioadă nedeterminată în vederea demolării. Da, aici ați avut... Da, spuneți. E vorba de școala locului, însă demolării. Noi am depus un proiect
pe PNRR. Am primit răspuns, suntem eligibili, dar deocamdată finanțarea e așa cum e. Sperăm într-un viitor cât mai apropiat să ne dea răspuns și să primim finanțare, dar trebuie să eliberăm terenul sarcini de acolo. Școala e făcută din 1800 nu știu cât, din lemn, o vedeți cum e, o știți cum e. Oricum trebuie să facem pași legal ca să o demolăm, că altfel nu mai cum. Da. Și trebuie să... Spune din circuitul. Alte intervenții? Comisiile avizează no, favorabile. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu considerați o construcție istorică? Nu, 1800 și nu. Nu. Am dorit, domnul Claudiu, am dorit să băgăm școala asta vechi. Și nici aia nu e considerat un monument istoric. Ar trebui să îndeplinească niște criterii. Trebuie să fie... Da, supun spre aprobare acest lucru. Cine este pentru? Nu că n-am dorit noi, dar nu noi suntem cei care votăm. Următorul punct pe ordinea de zi e proiect privind înscrierea definitivă în cartea funciară a comunei Asău, a imobilului cu numărul cadastral 61217, aparținând domeniului public al comunei Asău, județul Bacău. Adică au fost la... Aici e vorba de unul din punctele alea 3, din străzile alea de la strajă, care urmează să le betonăm și nu a avut tabulare definitivă. La fel cum am făcut și cu, de la trecut cu celălalt străzi, ne ținem pe loc. Puteam să începem lucrările, dar uite că ne mai cerem pe tine. Și acum am... Alte intervenții? Nu. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Următorul punct pe ordinea de zi este proiect privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Asău și ale serviciilor publice de interes local. La fel, domnul primar. E vorba de postul ăla la urbanism, care ne chinuim și nu suntem doar noi în speța asta. M-a sunat primarul Lagăș și domnul primar, n-aveți om la urbanism, domnule, să putem face o colaborare. Scuip sânge, nu mai pot. La Consiliul Județean e foarte mare volum de muncă, te duci acolo cu documentația, te întoarce înapoi, nu avem un urbanism și pentru asta merg treburile foarte greu. L-am modificat, asta cred că știți de câte ori, l-am da, făcut superior, l-am făcut inferior, l-am făcut... Acum, din nou, vrem iar să-l scoatem la concurs. Da. Cu toate că posturile sunt blocate, acum sunt blocate din nou, dar pentru posturile unice, cum este la urbanism, cum nu avem om la urbanism, ăsta îi permite legea să sperăm, să putem scoate din nou. Și dacă o să vii cineva, o să trâmbițăm. Și apropo de asta, văzusem o chestie pe Facebook pusă din prietenul meu, Cosel Ciosu, dau și nume, așa că totul e ascuns la primăria Său. Doamne secretar, din cât și știu, eu știu că am publicat pe toate site-urile, am publicat în ziarele oficiale, toate posturile care au fost scoase la concurs. Da, au venit cetățean, am angajat pe băiatul ăla din straja lui Mustafa, nu-i neam cu mine, nu-i Băcașovscă. Mi-am adus vieri, mi-am adus neamul, repetă, chiar n-am nicio. Cum? Ardeleanu. Am greșit, Mustafa. Mă, Dârleu. Așa, Dârleu, iar băiatul ăla de aici, de la Său, care chiar n-am nicio treabă, iar neamul, iar, dar asta e Facebook-ul, mi-asum. Dar am vrut să aduc la conștiință că chiar am făcut publicitate să uite bine, care doar dacă nu vrea să citească, să uite. Dar, bine, ce vrea scoate în evidență pe Facebook, dar ce nu? Da. Mai sunt intervenții la proiectul? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Următorul punct, divers. Domnul Țuțu. Ce facem cu domnul primar? Trebuie amenajată un pic strada aia de la de ultimul eu, nu știu cum se spune, care duce la Islas. De la... Da, Dobrin. Acolo e mare problemă, pentru că o parte din dumneavoastră știe despre ce-i vorba, s-o ieși cu gardul prin drum, și pe o parte și pe alta, o venit orientul ăla și-o tot safat, gardul a rămas sus, și acum, pe bună dreptate, cetățenii aia n-au cale de acces. Nu se poate intra cu mașină, nu se poate cu nimic. Nici da. Au fost cu domnul Stratul și cu domnul consilier și cu domnul Vici și cu toată lumea din primărie, n-am luat contactul și secretarea. Am fost de atâtea ori, și le-am spus, domnule, spuneți-mi dumneavoastră cum să fac și așa fac. Dacă bag în pluture, dacă băgăm în plutură, să ridicăm talvegul, cum se cheamă, să ridicăm drumul mai sus,
le vin pe râu și le intră în grădină. Așa. Dacă, da, dacă se, ca să le ergeți, se încapă mașina, vin gardurile jos. Gardurile rămas sus acolo. El s-o adâncit și ieșit cu gardurile și cu temenie. Vin gardurile jos. Mașina, da. Dar la Zota mi s-a spus că da. Renunță la gardul. Dă gardul, nu știu cum. Păi da, domnul Zota renunță la gardul pe cât are el, 10 metri. Dar este un... Da, e... Până la urmă, asta ce fac? Dar acolo unde se vătui. Da. E dreapta, se vătui. Și spuneți dumneavoastră ce să fac și o fac. Dreapta, intrați. Și să pot lua măsuri. Dar e problema. Problema e unde suntem elii. Dar știu că mă duc piciorul pe acolo. Deci dacă doresc să se vătui în bruturi, limba cu bruturi. Dar tot eu. Să ridic în intrat. Și o piatră mare, ceva bagată și bătute. Păi nici... Păi nu auzi că băgăm piatră, dar intră apără o grădină și tot lor nu-i convine? Să colmatească răuul ăla să se ieși scade din acasă, să pădă și o mașină. Păi, dar spune, adică te-ai bucurat și ai ieșit cu gardul în drum și acum eu... Păi, dar să iei din acasă, să iei din acasă, să iei din acasă. Păi, dar spune-mi cum și eu așa fac. Dar s-o bucurat și ai ieșit, dar nu fac ce să se mărge. Și atunci ce să le fac? Ziceți, cum să fac eu ca să fie? Ulița e domeniul public, așa. S-a pas frumos pe lângă graș și problema dumneavoastră. Păi așa, și la vinca cu jos, vine și pe caz de gardă, ne-a fost ce faci? Mă pun înapoi. Păi dacă e unde, de ce să pui dacă ai luat pământul de sub el? Dar e pe lângă el. Dar ai cum, dar știi unde e. Du-te și te uite. Am văzut, dar ce nu știu. N-ai unde. Asta, până așa, bă, ce la după lângă, se la mâine la oameni ce acolo. Ok, doar că arată înapoi. Ce e vorba? La pola scaunii, tot strada care vine pe acolo, pe la rață, la ultimul reu, la loc sau. Am mai discutat cu el. Și acum avem o problemă cu domnul Costi Grață, care la fiecare... Deci oamenii plătește impozit și taxe la temărie, ca așa știu, știu. Știi ce au făcut? Și-au făcut oamenii cadastru. Deci în timp o ieșit, la timpul ăla nu le-o zis nimeni nimic, ca să nu se pui domn primar rău cu ei. Nu le-o zis nimic. O ieșit fiecare cum a făcut bun. Acum a ieșit cu cadastru. Are a. Și tot ieșit cu lucrurile. Nu e locul meu. Dar și că-ți mare terenul. Cât teren are el? Da. Păi are. Cât are. Da. Știți cum mai am o speță cu cineva? Unde e mai... Lasă, nu mai continuă. Lasă-i, pisoare, la socer, acolo la izlazul socerului. O ieșit cu gardul în drum și o zis, nu, eu am 3500 de metri pătrați. Doamne, vină cu act. A venit omul cu o schiță făcută din aur, el de ha? Da, 3500 de metri pătrați. Dar el gardul a avut lângă nuci, lângă copaci. Așa, el acum trebuie să mai iasă încă 10 metri pe izlaz. Care o schiță din mână făcută de cineva care s-a înșosit. Eu acum ce să fac? Notarianul în faza ei. Notarianul, da. O schiță din mână, din nou cu 36. Oare, n-au ce zanimit. Așa se face. Joacă pe asta, domnul Mare. Așa și-o schița la casă, ne-am cumpărat. E făcută de domnul Cătală Dulescu. Joacă pe asta. Și vezi în faza ei. Joacă pe asta. Da, da, ciudățenia apare ce puțin atare faza de la scaunii de care vorbim, atare o știi, nu de acum, că gardul ăla nu e acum. De acum. Și erai tot consilier aici, te l-ai lăsat. Și la echipa pe care l-ai administrat. Și lasă-ți nimic de el. Dacă totul a dus aminte. Dar auzi, nu l-ai lăsat, dar îi cunoaște-l. Și cu toporul jumătate. Nu, că era linie, nu, dar din minuta. A ieșit din minuta era lui. Era și din minuta lui. Dar e închis, da. E închis. E închis. Dacă totul a dus aminte de cele cu străduție, numai eu undeva la... Da, La toate investițiile care le vezi, vedeți oportunitate. Și apropo de podul de la doamna, nu mai dau nume în ședință, apropo, domnule, ce valorează? Dumnezeu, că acolo e vreo 30 ceva de miliarde în podul ăla. Dom'le, câte case sunt acolo? Păi, nu vorbeam, vedeam, le facem o evaluare. Păi, ce că vedeți, dacă casele alea toate face cât valoarea podului... Dar eu părerea, nu zic așa. Păi, dar asta te întreabă. Domnule, are
oportunitatea sau nu. Nu, în momentul izolat, ai tot. E fapt. Să avem noi să facem vorbe de studiare. Nu, poate te ne-ai aici a pun. Când te-ai dus și ai făcut casa acolo în deal, ai venit la primărie să întrebi dacă am drum, dacă am apă, dacă am gază, dacă... Nu! Te-ai dus, te-ai apucat, ai făcut bani fără acte, fără nimic și acum vii și impui primăriei să-ți facă drum, să-ți facă apă, să-ți facă... Păi și ăla când vine și mă controlează, inspectorul la curtea de control, o să zic, domne, dar pentru ce cheltuim atare 10 miliarde? Păi situația asta? Da, nu, păi da. Nu ne mai vom mua. Nu, dar este cale de acces, nu mai zbate. Nu e adevărat, este cale de acces. Sunt două punți și un pod. Doar că nu-i de, nu-i de trafic internațional. Da, asta e problema. Și asta înseamnă că se punea la politinic, tot așa la politinic. Tot puntea am dat. Am adunat să fie tot, că dacă nu era... Am dat, da, puntea am dat. Din ce perete să faci? Nu, dar vreau să zic, așa nu spus. Doamne, ce să faci calculul, dacă e oportună sau nu. Păi tu nu poți să iei taxele și impozitele la 7.000 de cetățeni care ai în comună, nu? Să-i bagi într-o stradă care locuiește doar o persoană acolo. Banii aia care le-au luat de la toată comuna, aceia trebuie să-i repartizeze, toată comuna să beneficieze cât mai mulți din banii. Cetățeanul care e în orașul nu beneficiază de nimic, asta nu face doar, nu i-au luat și impozitele. Nu, eu fac. Dar dacă să niște impozite, ia spun unii noi, domnul, au plecat doamna legea. Domnule, dar chiar nu ați înțeles? Asta ca fapt de bine. Hai să mai spun și pe asta. Ai înțeles din fenomenul ăsta a taxelor și impozitelor? Astea se încasează și se duce la bugetul consolidat a statului. Și de acolo îți vine înapoi, din cotă defalcată din TVA, din amenzi, din... îți vine o cotă parte. Nu crezi că trebuie banii ăștia care încasăm noi la caserii, la primării, vin la primării la său și primarul și cu secretarul și cu contabilul, ia-și face dar în cazul comunei a său nu acoperă necesarul de funcționare comunii. Asta nu înseamnă că nu ne luptăm să căutăm soluții, să găsim variante. Am depus votul ăla de la Găștire, dar am depus pe toate soluții de finanțare. Dar deocamdată nu sunt găsit o soluție de asta. Dar să vă folosim și pentru astea, să ne amenajăm bani și poate intra cu căruța și cu... Absolut! Ne-am gândit la o soluție, cum am făcut pe ăla de la izvor, de la Șplin, de acolo, cu grinzi metalice. Tot așa să facem unul ca să poți să treacă cu camion. Ce zici? La uliță asta, bineînțeles. Mi-a tot pe ideea să băgăm un plutur acolo. Da. Când n-o mai... Dar o să ne pune bine cu un plutur. Să poți să se vezi omul că își dă gardul. Atunci, domnul Păizvanti, ești consilier din zona aia. Ai să vii cu mine, când să bag buldo, să rupim pe marginea gardului, nu? Ai să vii să stai pe lângă punctul excavator. Și nu să iasă omul cu topul. Hai să zic, Nu doar o persoană, ar fi... Dar nu știu că mai asta, trebuie să se dă. Am făcut solicitări la mai multe bani și au spus că, dom'le, câte carduri sunt și câți bani să... Câți cetățeni aveți? Păi, poți acum la statistică și trebuie să duce apte când fac investițiile astea. La statistică, au zis că noi suntem 5.400 cetățeni. Din care aia 5.400 cetățeni. 30% din vinii poșterii ce-am lasă cu pensiile. Așa? 20% au la Raiffeisen, 20% la nu știu unde, 20% la nu știu unde. Și când au făcut aia la socoteală cu bancomatul, să vină, să pui pază, să asiguri securitate, să asiguri aia, că domnul e mai fiabil și nicio bancomat. Să montăm un bancomat. Dar era bine de realizat. Oamenii au mai întrebat ca să afli în nicio bancă, asta e privat, investiția nu e privat. Noi am putea să-i oferim doar un spațiu în care poți să monteze. Cu cea mai mare plăcere, vine să-i pui sub geam la primărie sau unde ai dorit. Dar ei își fac calcul și dacă nu-i fiabil, banca nu face investiții. Dar oamenii au întrebat și chiar am auzit discuții. E așa de ce vine să... Vreau eu să spun o vorbe legat de șanțul de la punte, de la Duca până la Cotovacă. L-au cam distrus. Rămâne așa?
Păi nu, dar până la proiectul de operație capitală a trebuit comunal. Asta că trebuie să facă. Absolut, acum ăștia o să se capătețe. Chiar aveam o să cadă omul înscrie. Dar ce mai așa să o să prepare, nu o să plece. Vă promit, v-am promis, vă promit. Nu o să plece până nu... Dar am și astfel decât observații. Dar cineva mai dorește, domnul Cotfas, acum puteți să... Da. Mulțumesc frumos, sunt prima dată la o ședință a Consiliului Local și acum parcă mă penalizez eu însumi că n-am fost și la alte ședințe. Pentru că mă iertați că o să folosesc un vocabular un pic acuzator, am constatat niște fracturi în logică. Și o să încep cu primul aspect care nu ne-a convenit, adică un răspuns eronat referitor la acea firmă care a venit ca să planteze canalizarea. Păi, dumneavoastră, ca și administrator ai primăriei Comunia Său, îi dați voie constructorului ca el să decide de unde începe canalizarea? Pentru că aici au fost aplicate niște fonduri pentru canalizare, da? Constructorul niciodată nu poate el ca să dicteze pe ceea ce vrea comunitatea faptul ăsta Comuna Său. Și nu că să înceapă de la Biserica la Lungă. Eu așa credeam că atribuțiunile dumneavoastră... Da, dar vorbesc eu acum. Păi, dar trebuie să spun că sunt de cetățenii că după aceea își pierd ideea. Da, v-am spus că la timpul ăla eu am făcut observații domnului primar și conducerii de atunci, că nu e ok. Dar nu constructorul a decis. Deci nu constructorul a decis. A fost proiect, dar de sine. Când a început? În mandatul dumneavoastră? Nu, domnule. Nu sunteți atenți. Proiectatul împreună cu administratorul a stabilit unii sfârșit. Începerea s-a dat în 2018. Eu am intrat primar în 2020, în noiembrie. Deci toate construcția, 95% din săpătură și din îngroparea conducte, s-au făcut în mandatul trecut. Și nu trebuie trasă la răspundere vostru primar, că e în viață încă. Da, dar noi avem obligația să ne facem treaba. Dacă dumneavoastră inițiați aceste procese, să fie chemat. La timpul ăla poate să fie, nu noi vorbim. Nu se poate juca cu banii comunității. Aici sunt contribuabili, da? Sunt banii comunii, nu a primăriei, și trebuie să dea socoteală pentru ceea ce a făcut. Trebuie făcut un pic de diferență. Sunt banii ce a fost privat. Nu sunt banii comunii. Ca și cetățeanul comunii și plătitor de taxe și impozite. Aș vrea să accentuez și faptul ăsta, că nici constructorul de acum nu a adus canalizarea la o formă optimă pentru scurgere. Dar e același constructor? Și de ce se tolerează lucrul ăsta când el a făcut lucrare defectuos? De ce se constructorul? Păi n-am ascultat degeaba, domnul primar. Păi dar de ce vă bălăciți în aceeași mizerie? Păi dacă el a cheltuit banii, uitați, vă duceți personala de demar și cumpărați numai o canalizare și cât costă. Ce mor mani acolo că e cât Himalaya la podul de urmă? Se poate așa ceva? Păi se mai explic o dată dacă nu înțeles. Păi ce să nu înțeleg, domnule? Lucrări efectuate defectuos. Așa, domnule. Da. Și tocmai pentru asta e la recepția. Dar ați fost atenționați că lucrările nu merg bine. Și n-ați stopat. N-ați lucrat cu firme care să vină cu hârtii. Păi ai condurat și voi ca vorba. Înseamnă că nu știu de figură. Da. Cum să nu știu despre ce vorba? Dar nu înțelegi de mine. Foarte. Are contract cu o firmă, cu o societate. Din anul 2017, semna contract. Așa. La timpul ăla era primar în Comuna Său, domnul Constantin Medunescu. Lucrările la canalizarea asta s-au făcut 98% în mandatul domnului primar Constantin Medunescu. Okay. De când am intrat eu primar, am sistat toate plățile către societatea asta. Ați înțeles asta ce v-am spus sora trecută? Nu știu ce important, important. Și nu funcționează canalizarea nici cu firmele care au preluat lucrările acum. Păi ascultă-mă, mălea, că doamne, să fie bine. Deci, am sistat lucrările și am adus la cunoștință cu documente, cu acte, că lucrările nu sunt în regulă. Nu? Și actuale. Da. Au venit inspectoratul în construcții, așa, și le-au spus că, domnule, remediați lucrările. O remediat o tură. Consiliul Local mi-a aprobat un proiect de hotărâre în care am angajat o firmă de inspecție video, așa, după ce și-au remediat lucrările. Am băgat
camera de luat vederi pe conducte și am constatat că nu e în regulă. Și eu nu am vrut în continuare să le semnez, că ei au solicitat să le semnez procesul verbal de licenție, adică să-mi asum și eu cu defecțiuni. Nu! A început din nou! Remedierea. Deci asta trebuie să înțelegeți. De cine a început din tot timpul. Nu trebuie să le oferiți atâtea șanse. Dar ce să faci? Nu i-au fiert un contractul de ofier. Aici e Ministerul Dezvoltării. Auzi, dar ce s-a la mine în curte? Dar cum adică nu s-o luăm defecte pe NDL? Te obligă să o duci la capăt, o faci, o lipoare. Nu, dacă la dumneata în curte vine același om și sapă greșit. Și a doua oară s-a greșit. Păi da. Și a treia oară ți-a distrus. Păi nu uita la cine și la cine. Dar au venit la negru, ai un contract. Nu, 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 domnule, aici e un contract, aici e a făcut și el pe cele lui. Dar acum ce se întâmplă? Nu, la ce vreți să faci pe ea să luăm defecte? Domnule, dar eu ce ți-ai explicat? Dar firme care nu lucrează... Dar nu poți, domnule, să iei că ăla are bani, are miliarde la noi. Păi cum să lucrezi cu altă firmă dacă ai contract cu unii? Ori își reziliază, ori repară pe la... Ascultă-le, vreau să vă cam vrești oamenii nu înțeleg. Dacă ei au garanții, noi le-am sistat plățile, le-am sistat, le-am oprit garanția. Până nu face treabă bună. Eu cum pot să-i scot? Chiar o să zic că da, face treabă bună. O să facă, când o să fie treaba bună. Și o să, din nou, o să filmăm tot. Deci e treia oară când filmăm. Domnul primar, domnul Claudiu, de ce nu aducem altă firmă? Asta e zis. Dar cum să scot? Dar asta nu înțelege dumnealui. Dar cum să scot? Dar ce... Domnule, și încă zice, că nu merge cu președinte, va să-i o alegere personală, nu e o alegere numele comunității. Când îți iei femeia pentru comunitate, e pentru tine. Da, și acolo, dacă nici a doua oară nu merești bine, s-ar putea să fie o problemă. Dați-mi voi, vă rog, al doilea punct. Dacă domnul Sanciu a gestionat defectuos în timp ce a fost președintele acestei asociații, de ce i s-a mai oferit șanse? De ce nu trageți la răspundere că nu a gestionat banii care au fost aruncați pentru izlazul? De ce nu le-a curățit? De ce nu a fost urmărit de altcineva? Izlazurile sunt ale comunei Aseu-Năvarul domnului Sanciu. Iar el a trebuit să presteze niște servicii pentru aceste izlazuri. Au trecut 12 ani, vă rog să mă lăsați, domnul primar. Au trecut 12 ani, după primul, al doilea an, al treilea an, când vedeați că el nu lucrează corespunzător. De ce nu l-ați tras de urechi? Sau de gură? De ce l-ați tolerat? Au ajuns 12 ani, au luat bărbuții, da? Prinde vorbul soatei ochii. Ce-i puteți să faci acum? Primar de 2 ani. Este avasă? Dar știu. Păi nu mai fi tot așa. Ați fost vice. Așa. Domnule, da. Să spune lucrurile pe nume. Eu nu știu între lucrurile astea aici că vă respectați, dar mie îmi place adevărul are culoare. Minciunile au multe culoare. De ce l-ați tolerat pe domnul Stanciu și nu-i doctor, numiți-l medic, nu-i doctor, ar fi doctorul să ai doctorat. Doctorat puțin au. De ce nu l-ați chemat la raport? La primărie. Veniți aici și vă rog dacă ați fost și au trebuit ca să îngrijiți aceste pagini. De ce nu le-ați curățit și trebuie să dați socoteală? Da, domnule, atenție! Da, în aceste asociații au intrat și nu trebuia să intre. Și am înțeles că urmanul ăsta se fac la alte asociații. De ce intră membri în asociație care nu cresc nici animale, habar nu au cum se tratează o șchioapă, un animal șchiop, nici nu știe de un somulgă? De ce se permite așa ceva? Atenție mare! Legea, și eu vă spun în cunoștință de cauză ca și președinte atomul montan, să vedeți dumneavoastră ce ia atacă legea și ce penalizează. Dacă ei nu vor respecta atribuțiunile care li se vor trasa. Și să nu creadă ei că se vor mai juca cu legea în continuare. Pentru că legea nu iartă. Da? Și în continuare, face să sufere comunitatea și păstorii noștri. Cum îi ajutăm, fraților? Adică ăla își face ghiozdanul plin cu bani și vistieria și ăștia suferă săracii păstorii să se ducă fondurile acolo unde trebuie să se ducă. Și nu dirijate la nemernici ăștia, că nu poți să-i numesc altfel. Cum să-ți bați un joc, băi, de păstorii ăștia care îndură intemperii? Am ascultat, prezent. Și bol, și așa mai departe. Păi da, și așa mai departe. Dați voi să răspund. V-am spus că mai de 2 ani, da? În timpul mandatului meu de viceprimar, am consilier aici. Cu actii pot să vă demonstrez, să veniți la sediul primării, să vă arăt adresele făcute către Asociația Crescătorilor de Animale Valea Săului, în speță către președintele asociației, către domnul Stanciu, să vii să ne prezinte un raport de activitate, să vii să ne prezinte lucrările care au fost executate pe izlaz, să vii să ne prezinte. Da, răspunsul lui a fost, deoarece contractul a fost foarte prost, făcut atunci, nu i s-a pus nicio clauză, așa au spus că nu, domnule, citiți contractul, domn primar, sau domnul vice, cum era ce erau atunci, așa, și să vedeți că eu nu trebuie să fac nicio dare de seamă primăriei. Să am plătire de evidență, care eu am un contract, ura și la gara. Este legal? Cum l-ați realizat? Da, l-ați realizat. Domnul, da, domnul,
Și cum sunteți remunerați? Ce faceți dumneavoastră? Doar sunteți prezenți la ședință? Haideți să vă spun astfel ce se întâmplă cu una său. Pentru că eu am avut activitate de igienizare a uliților și străzilor din Asău, cu camionatea mea și cu familia mea și niște cunoscuți. Vă duceți un pic să vedeți cum sunt sufocate păraie, ulițe și pașii de ambalaje și deșeuri. Cine le face asta, domnul Cotrău? Cine le face asta? Ce le face cetățenii needucați? Da. Nu le poți implementa spiritul civic. Nu mai poți să faci o educație. Dați-mi voie, domnule, să le puneți o cotrău. Domnul primar, stați un pic. Văd că dați-mi voie. Am fost să vă asta facem săptămâna de săptămâna. Aveți o dezordine de soșoarea ședințată să-l trecut. Păi nu, stați un pic. Dezordine o prins pe ta. Știți că noi săptămâna de săptămână cu 7 oameni strângem gunoaie? Păi tu, dumneata mi-e adresez mie și fac lucrurile cu gunoaie, dar adresez unii cetățenilor care aruncă gunoaie, domnule. Domnul Puri, ce v-am arătat de voi? Doamne, adresez unii cetățenilor care aruncă gunoaie. Dumneata mi-e și îmi spui mie că sunt gunoaie. Spuneți, simați cetățeni, sunteți cu lipsit. Ce fac paraziți de poliția locală pentru cei mai țineți? Da, domnule, asta fac poliția locală. Până la timp și pe mecanii, cu ușa mare să se acolo. Ce nu-și fac?